Iarna continuă să creeze probleme atât autorităților cât și șoferilor. Potrivit informațiilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, pe parcursul ultimelor 24 de ore, salvatorii au intervenit la deblocarea a 11 autovehicule, printre care 3 ambulanțe și un autobuz școlar. Pompierii au reușit în timp scurt să scoată mașinile din nămeții formați pe drumurile naționale, unde la lucrările de curățare a acestora au fost implicate 309 unități de tehnică și 649 de persoane, care au împrăștiat 1493 de tone de material antiderapant. Din greu s-a luptat cu zăpada și în Chișinău. Aici, pe parcursul nopții, întreprinderea municipală Regia Extrupo a folosit 38 de utilaje pentru desăpezirea străzilor și a împrăștiat 533 de tone de material antiderapant și 47 de tone de sare. Totodată s-a intervenit pe arterele principale, pe cele secundare, unde circulă transportul public și căile de acces către localitățile suburbane. Au fost curățate și zonele adiacente școlilor, grădinițelor și spitalelor. Cu toate acestea, dimineața, din cauza stratului de neadăpus pe carosabil, pe mai multe străzi din capitală s-au format ambuteiaje. În continuare, situația din țară este monitorizată de angajații IGSU, iar pe drumuri se circulă în condiții de iarnă. Oamenii sunt rugați să apeleze, în caz de necesitate, serviciile 901, 902 și 903.